Bună dimineața! Premierul Nicolae Ciucă a ajuns în această dimineață la fabrica de asamblare de camioane pentru armata României de aici, din județul Dâmovița. Acesta a venit ca să vadă cum se desfășoară contractul pe care MAPN îl are cu această companie, cu această fabrică. La finalul întâlnirii cu reprezentanții fabricii și după ce a făcut un tur al fabricii, acesta a făcut și o serie de declarații și a vorbit despre salariul minim, despre pensii, dar și despre compensarea la energie. În ceea ce privește salariul, toate aceste aspecte, în momentul de față se fac o serie de calcule. Și acesta premierul a spus că salariul minim de 3.000 de lei, care ar trebui să fie aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2023, nu va fi pentru toată lumea. Și asta pentru că a stat de vorbă cu mai multe industrii și aceștia au spus că nu este competitiv pentru toată lumea un astfel de salariu minim. Și a venit și cu un exemplu. Vorbim aici de industria construcțiilor, care a cerut premierului Nicolae Ciucă un salariu minim de 4.000 de lei. În ceea ce privește mărirea punctului de pensii, dacă până în prezent era vehiculat în spațiu public cifra de 10%, în momentul de față premierul Nicolae Ciucă a spus că se fac calcule, iar după ce va fi gata bugetul pe anul viitor, va veni și cu un procent exact. Atunci când vorbim de compensarea la energie, acesta a spus că compensarea este prioritatea zero. Iar surse guvernamentale arată că kilowattul nu va fi mai ieftin de 0,68 lei. Totodată, atunci când vine vorba de compensarea energiei în ceea ce privește pe românii care se încălzesc pe lemne, bine, premierul Nicolae Ciucă a spus că aceasta va fi regândită, pentru că se pare că forma actuală, și anume compensarea de 400 de lei pe metru cub, a dus la un blocaj în piață, ceea ce arată că trebuie revenit asupra deciziei. Însă toate noile calcule vor fi discutate în coaliție, coaliție care va avea loc cel mai probabil săptămâna aceasta, iar mai apoi vor veni și cu variante în spațiul public.